orașul lui Ivan Ceban. E plin de hopuri, de gratii. Fanta de-a lungul drumului prin care poți să nimerești cu roata bicicletei. E foarte luminat pe bulevardul Moscovei și alte artere principale. Acum cotești la dreapta sau la stânga. Cum dai de întunecime. Uneori chiar beznă. În beznă asta arești și dai prin gropi și pietre când ești cu bicicleta. Dar lui nu-i pasă. El cu bicicleta nu mers, cred că nici în campania electorală. Poți să fii dezechilibrat de o denivelare din asta. Dar noaptea cu atât mai mult. Mai ales dacă îți vine o mașină din față și te orbește. Mare pericol, iau, s-a prins un felinar. Cu simțit mișcare. Da, cam în stilul ăsta, dacă ar fi mai mult și mai des, orașul ăsta ar fi aproape de ceea ce visează el, Smart City. Da, acum mai e de jale. Mai ales pe strada Dimo sau Florilor. Pe lângă pădure. E pericolul de pe lună. Au astupat recent unele guri de canalizare. Dar dacă e beznă, și drumurile scopuroase, nu poți să știi, iată, pietre în cale. Aici trebuie ca la țară. Când s-o întunecat, nu mai ieși din casă sau să fii cu felinarul propriu. Fânare. Ghidonul meu. Deci cel cap, nu-i vezi nici număr, nimic. În România tocmai a intrat în vigoare lege, regula de depășire a bicicliștilor. Știi că da, poți să ieși cu
sau chiar ești obligat să ieși cu mașina contrasens, cu jumătate de mașină, ca să lași destul spațiu biciclistului. Când aici invers, ăsta a intrat contrasens ca să mă acroșeze, ca să mă dezechilibreze, ca să mă doboare. Și probabil îți bazează pe faptul că are spete, rude, cu metri și orice accident ar face, nu o să pățească nimic. Cu bicicliști, că de la bicicliști nu îi se întâmplă nimic, poate doar își gâre mașina. Și oricum e mașină de îngoasă și are airbag-uri, chiar și la accident cu altă mașină poate să nu moară. Smintiți.